Dar vezi cum e, că sunt oameni care au avut încredere în mine. Unul dintre ei a fost Dan Petrescu. Eu, e celebră deja, când noi am promovat, eu m-am promutat, Unirea Urzice, m-am promutat la Dunărea Giurgiu. Eram la Liga 2. Liga 2 s-a terminat mai devreme ca prima ligă. Venise Dan Petrescu la Urziceni cu Meme Stoica. Da. Și cum s-a terminat Liga 2 mai devreme, m-au chemat la Urziceni să fac antrenamente cu prima echipă, să intru puțin. Da. Am făcut și cantonament. Câți ani aveai tu atunci? 18? 18 ani. Cam 18 ani. Și primul antrenament când m-am întâlnit cu Dan Petrescu, atunci, în anul ăla, mi-a zis, cu sticlele astea vrei să joci fotbal? Și așa a fost. Am plecat în cantonament, după care m-am întors la Giurgiu împrumut. Am terminat sezonul, m-am întors înapoi la Urziceni, am făcut pregătirea de vară, după care în pregătirea de vară am prins un cantonament în Austria, în care a fost ultima dată când am răcit la pat cu injecții tot cantonamentul, deci n-am făcut un antrenament. Adică tu n-ai fost în cantonament, n-am la fost, pat. Da, după care m-am întors la Giurgiu, cum eram acolo clasa 12, m-am întors, am dat bacul. Și după aceea m-am promutat la CS Otopeni. La CS Otopeni n-am avut anul care l-avusesem la Giurgiu, în care am jucat meci de meci, în care am marcat, am dat goluri. Asta zic, eu am găsit, am căutat acolo, da, n-ai avut, cred că vreo 18-19 meciuri ca în tot sezonul ai jucat. Da, da, și am dat 4 sau 5 goluri. Da, cam asta a fost. Deci n-a fost sezonul nici pe jumătate care l-avusesem la Dunărea Giurgiu ca și junior în teren. Da. Promovăm cu CS Otopeni, mă întorc la Urziceni în pregătire. Urziceniu terminaseră pe locul 5 sau 6, am jucat... Primul sezon al lui Dan Petrescu, da. Pe locul 5 mi se pare, da, că a terminat. Am jucat tur preliminar cu Hamburg. Așa. În anul ăla. În continuarea pregătirii. Și am plecat în cantonament. Am plecat în cantonament la Poiana Brașov. Erau foarte mulți jucători, toți care erau împrumutați, plus jucătorii actuali. Și s-a terminat cantonamentul și eram cu un... Eram prieten și eram și pe același post, Secheli îl chema, atacant. Secheli? Da. Și ne-am dus la Petrescu, la ușă. Și am bătut la ușă, eu cu el. Eu știu de pe voi. Da, păi nu. 19 ani. Da, dar am bătut la ușă la modul că să ne lase împrumut. Că nu... A, să plecați, că să voi simțeați că nu, da, aveți... Adică el a zis, băi, nu cred că pot să joc, hai să vorbim cu mister, că eu mă duc să vorbesc cu el. Zic, băi, vin și eu să vorbesc și eu, că nu cred că... Așa. Nu cred că o să joc. Păi era puțin teamă așa să vorbiți cu Petrescu. Dar nu-i ceream nimic, doar îl întrebam dacă putem să mergem împrumut, să jucăm și să prindem încredere, da, meciuri, da, și așa, da, mai departe. Și am bătut la ușă și răspunde mister și începe el. Și mister, uite că nu joc, că așa, să mă duc și eu împrumut, să mai joc, să... Bine, mă, nu știu ce. Pleacă Secheli și rămân eu. Și zice, și tu? Păi, mister, și eu mâine dimineață la aeroport merg în cantonament în Scoția. Eu? Da. Așa, așa, ok, gata. Cum era relația ta cu Dan Petrescu? Hai să zicem la început, la începuturile tale de om de bază pentru Unirea Urziceni, să zicem. Băi, relația mea a fost, eu, așa dacă dau timp în urmă, o consider senzațională. Adică a fost antrenorul potrivit pentru mine la momentul ăla. Pentru că eu n-am jucat toate meciurile la Urziceni. Am avut prima etapă am jucat titular, deci primul meci din sezonul 2008-2009 am jucat la Brașov. Debutul tău? Da, în prima ligă. S-a întâmplat la Brașov. La Brașov, așa. Contra echipei lui Răzvan Lucescu. Și pierdeți. Și pierdem. Am jucat 75 de minute în care mi se pare că n-am atins mingea prea mult, am alergat ca un tâmpit pe tot terenul eram, dar de fapt niciunde. Am avut și crampe. Am ieșit, pierdem 1-0, ne bat în prelungiri, mi se pare. Etapa a doua, jucăm acasă cu FC Argeș. Și ce e în etapa aia? În etapa aia a venit primul gol din Liga 1. Da, primul tău gol, da, în Liga 1, corect. Primul gol cu FC Argeș. Da. Și
ala a fost practic un punct de cotitură, pentru că de acolo am jucat, cred că, 7 sau 8 etape titular. Dar zi-mi, când ai aflat prima dată că vei fi titular în prima ligă? Cum a fost? Adică, cum ai aflat că o să fii titular în prima etapă? Vrei că să, de obicei, prima etapă e... Nu, nu. Practic, mă aștept ca și cum așteptam să joc titular, pentru că am avut un cantonament în Scoția în care am marcat 3 sau 4 goluri, fiind număr 10. A venit, ne-am întors la Urziceni, am avut un meci amical cu Unirea Slobozia, sau mai fi avut înainte, am jucat iarăși, am jucat titular cu Unirea Slobozia. Noi am jucat marți sau miercuri și sâmbătă jucam prima etapă. Și am jucat cu Unirea Slobozia marți sau miercuri. Deci ne-au pasat oamenii aia. Deci abia am făcut 2-2. Deci abia am făcut 2-2. Am avut o ședință după în care ne-a distrus pur și simplu. Da, dar, stai. Da. Ce înseamnă să te distrugă Dan Petrescu? Zi-mi și mie, cum e o ședință din asta? Băi... În primul rând, cred că voi nu zice nimeni nimic. Dar nu, nu. Ședința cu el nu era după meci imediat. Pentru că el știa foarte bine că e foarte vulcanic. A, lăsa o zi să treacă. Da, pentru că știa că e foarte vulcanic și poate în căldura și în febra aia spunea niște lucruri pe care, da, pe care le regreta, înțelegi? Pentru că era, nu era ușor să fii jucătorul lui. Dar, practic mă așteptam că revenim la... Mă cam așteptam să fiu titular. Și crede-mă, stăteam pe tunel, începuse ușor să picure, o ploaie din aia de vară, așa, de vreo 10 minute, stadionul plin la Brașov, gazonul senzațional, mi se face pielea de găină și acum, deci un sentiment senzațional l-am avut.